doua problemă. Am făcut-o și pe prima. Dar hai să o facem, dacă ne-am pornit, da, acum ne-am focusat pe trei. Trebuia să prelungim AES. Am prelungit pe AES. Încât să fie congruent cu un triunghi, să formeze un triunghi congruent cu cel de sus. Cât s-o prelungim noi pe AES? Cât de mult? Ca să și prelungim și pe NB. Pe NB. Ar trebui să fie aici, nu, să întâlnesc undeva, nu, da. N-am paralism asigurat, deci nu pot să spun. Dar eu parcă mi-amintesc așa, ca prin disc, am dus pe AES, am considerat simetricul lui A față de S. Mm-hmm. Simetricul lui A față de S, adică am mai prelungit-o încă o dată lungimea lui AES. Ies T, să zic. Nu mai știu ce numai ta. A prim era. A prim? Da. Hai, ca să fie. Noi așa dateam cum facem. A prim. Deci, simetricul lui A față de Ies, l-am notat cu A prim. Și acum, am uniat pe C cu A prim și pe B cu A prim. Da. Și ce este figura asta care a luat naștere acum? Figura asta. A, B, A prim, C. Paralelogram. Este? Da. Sigur? Sigur. Demonstrăm. Nu, nu, nu. Ai niște argumente când ai zis paralelogram, dar ce argumente ai pentru ca să fii paralelogram? Păi, laturile două, câte două, trebuie să fie paralele. Așa, asta e definiția. Paralelogram este patru latere, care laturile sunt paralele două câte, laturile opuse sunt paralele două câte două. Da, sau laturile două câte două să fie paralele sau și congruente. Numai două. Două dintre ele. Două din ele, dacă paralele și congruente, iarăși paralelogram. Deci sunt definiții echivalente. Dacă arăți că sunt paralele două câte două, e paralelogram. Dacă arăți că două opuse sunt paralele și congruente, e paralelogram. Dacă arăți că diagonalele se înjumătățesc, iar e paralelogram. Și noi AES cum o luăm? AES am zis că e mediană. Adică unde este pe BC? La mijloc. Și am luat pe AES încă o dată ca lungime, IES A'. Și atunci ce sunt A' și BC? Sunt diagonale într-un patru later. Și fiindcă se înjumătățesc, paralelogram. Figura e paralelogram. Dar la ce folosește asta? Hai că am făcut oare treaba asta așa de aiurea? Nu. Trebuie să arătăm că două laturi sunt paralele, ca să le aflăm, nu măsura, să le aflăm unghiurile, ca să putem demonstra că ceva. Hai să vedem așa. Stefania, ce crezi tu acum? În clipa asta, uită-te la ce trebuie să arătăm și uită-te la ce am făcut aici, că nu ai fi făcut treaba asta în zadar. Păi, tu visai la un triunghi, da, NAM, da, care să fie congruent cu un alt triunghi. Păi mă gândeam să... Cu care triunghi ți se pare ție a fi congruent NAM? NAM cu C... Nu, NAM... NAM, că de acela te aveai tu, ce aveai cu NAM, cu A prim C B. Cu A prim C B. Cu A prim C B nu, e cât ăsta. Ăsta și cu ăsta. A prim C A. A prim C A. Poate cu A prim C A. Să vezi de ce. De ce cred eu că este adevărat? Pentru că unghiul B A C ăsta și cu ăsta împreună fac 180°, sunt suplimentare, nu? Că sunt 90 și 90, sunt suplimentare. Dar într-un paralelogram, unghiurile vecine așa, de aceeași parte, sunt și ele tot suplimentare. Atenție! De ce sunt suplimentare? Că într-un paralelogram, unghiurile opuse sunt congruente. Da? Deci, unghiul
ăsta de aici congruent cu ăsta, ăsta de aici congruent cu ăsta. Ele în total fac 180 de grade, nu, 360 de grade, pe jumătate, în jumătății, fac 180 de grade. Deci e limpede ăsta și cu ăsta. Apar aici, dacă vreți, ca fiind două paralele, tăiate de o secantă, și acestea sunt unghiurile între cele două. Asta aici ar fi corespondente, ăsta și cu ăsta ar fi drept corespondente. Și atunci, unghiurile corespondente sunt congruente, nu? Și îndată, astea sunt suplentare, au aceeași suplentare. În concluzie, unghiul de aici, tot așa, Ștefania, și cu tot ăsta de aici, sunt unghiuri congruente. Tu ce vrei să arăți? Hai să ne facem ordine în mintea noastră, să ne ordonăm mintea. Tu vrei să arăți că triunghiul ăsta de aici, cu ăsta ar fi congruente. Dar la ce-ți folosește? Să nu facem noi un lucru așa de aiurea. Diagonalele sunt congruente. Nu, diagonalele nu sunt congruente. Diagonalele se înjumătățesc. Când, în ce patru latere diagonale sunt congruente? În dreptunghi, în pătrat. Dar aici... Hai să mergem, să pășim etapa asta. Să zicem că am arătat că sunt congruente. Ce îți folosești? La ce îți folosești? Dacă triunghiul sunt congruente și celelalte elemente sunt congruente, unghiul de aici, Ștefania, ar să fie, care se uită spre cea prin, unghiul de aici. Hai să lăsăm, fii atent, Andrei și tu. Nu mă uitam să vezi, să prinzi ideea. Da, l-am încurcat. Așa, nu-i nimic. Acum hai să ne concentrăm aici, să vedem, poate acum retrăind încă o dată problema, cu atât mai mult îți va fi clar. Că Ștefania a punctat bine, ea vrea neapărat triunghiul ăsta să fie congruent cu triunghiul ăsta. Și eu spun, să zice că am reușit, dar la ce-ți trebuie, la ce-ți folosește? Nu neapărat. Să mergem mai departe, știi, ca la șah, mutările următoare. În condiții care ar fi congruente, aștept să-mi spui așa, în condiții care triunghiurile sunt congruente, și unghiurile vor fi congruente două câte două. Adică, unghiul ăsta de aici, care se uite spre CA prim, CA prim e congruent cu AB, ca latura paralelogramului, AB e cât asta de aici, și spre latura aceasta se uite unghiul de aici. Înseamnă că unghiul de aici cu ăsta, cele două unghiuri, ar fi congruente, nu? Ei, dar congruența lor e deșteaptă rău de tot. Dacă unghiurile astea sunt congruente și au latura asta perpendiculară pe asta, adică o latură perpendiculară pe cealaltă, atunci și cea de-a doua latură va fi perpendiculară pe asta. Că sunt unghiuri cu laturile perpendiculare. Deci, două unghiuri care au câte o latură, una perpendiculară pe cealaltă, și sunt congruente, neapărat și cea de-a doua latură e perpendiculară pe cealaltă. Dar de ce neapărat? Care-i motiv? Ce argument am eu aici ca să spun neapărat? Să mă amintește, am spus foarte clar că sunt congruente, dar nu mai știu de ce acum. Cum? Unghiuri cu laturile paralele două câte două, sau congruente, sau perpendiculare două câte două, sunt congruente. Și am motivat data trecută. De ce asta? Eu știu că asta e perpendiculară pe asta, da? De ce și asta va fi perpendiculară? În ideea că știu că unghiurile astea sunt congruente. De unde merge chestia asta? Unghiul SAC este complementar unghiului IAM. SAC, unghiul de aici. E complementar unghiului IAM. IAM. E complementar, că doar sunt prelungiri. Deci am 90 de grade, restul că și celălalt unghi rămas are 90 de grade. Păi de altă parte, ăsta și cu ăsta, în loc să spui că ăsta și cu ăsta fac 90 de grade, spui ăsta și cu
Da. Cu asta de aici, cu curentul, să fac 90 de grade. Și atunci îl obligă pe asta să fie 90 de grade, da? Da. Foarte bine. Excelent, așa este. Hai să vedem încă o dată. Deci Ștefania spune așa, Andrei. Andrei spune că cum am dus pe AES în prelungire și cum știm bine că unghiul de aici e congruent cu ăsta, din congruența triunghiurilor mai înainte luate în discuție, unghiul de aici e congruent cu ăsta, având ăsta din 90 de grade, înseamnă că ce-a rămas ăsta micuțul A1 cu ăsta deasupra, fac 90 de grade. Da? Din ce motiv? Pentru că la dreapta asta a, dus, a fost dusă în prelungire AES. Deci, ăsta și cu ăsta de aici fac 90 de grade. Asta înseamnă că în loc de el, pot spune ăsta la altul congruentul său. Și dacă mă duc în triunghiul IAM, îndată unghiul de aici cu ăsta de aici fac 90 de grade și nu-i rămâne decât șanse să fie decât de 90 de grade la de sus. Da, mi-a zis că dacă îți combinăm imaginea cu dreptunghi, și am zis că... Dar nu-i dreptunghi? Da, nu-i. Și am zis că A prim CA este... A prim CA congruent cu NAM. A prim CA, unghiul, nu? Sau triunghiul? Triunghiul. A prim CA e congruent cu NAM. Așa. Și am zis că ACA prim C este congruent cu NA. Deci NA este congruent cu BA și BA este congruent cu A prim C. Da. Și AC este congruent cu AM pentru că ACM. Da. Și dacă astea două sunt congruente rezultă că și CS este congruent cu AI. Ce ies congruent cu A, I, ce ies cu A, I, nu este, nu? E slăbiciune aici, la ținământul tău, din cauza că n-ai motiv. Da. Nu te poți agăța de mine. Eu zic să mai vedem încă o dată. Mi-a rămas ceva în suspans. N-am dovedit că triunghiul A, C, A prim, cu N, A, M sunt congruente. N-am dovedit. Doar am arătat că unghiul de aici e cât ăsta de aici. Deci cele două triunghi luate în discuție, au câte un unghi congruent, da? Și dacă au câte un unghi congruent, ne mai trebuie, pentru cazul de congruență, laturile care formează unghiul respectiv să fie congruente. Deci latura asta trebuie să fie congruentă cu latura de aici și este... Da. Și latura de aici să fie congruent cu asta. Și este, pentru că ea e congruent cu asta prin paralelogram și astea două. Deci e foarte rapid. Triunghiurile sunt congruente. Triunghiurile fiind congruente înseamnă că și elementele celelalte, unghiurile de fapt, sunt congruente și imediat atac problema aici. Unghiul de aici congruent cu ăsta de aici. Da. Și cele două unghiuri fiind congruente, fiindcă au o latură perpendiculară pe asta, și cea de-a doua latură va fi perpendiculară pe cealaltă. Ca fiind unghiul latul perpendicular. Iar raționamentul pentru care se întâmplă asta a fost deja finalizat, făcut de Andrei în discuția purtată. Da? Acum ce se face? Să redactăm. Deci trecem la treabă să redactăm soluția asta. Ștefania conduce. Deci conduce, eu scriu doar atât, dacă scriu trăsnăi, tu mă corectezi și în același timp e și cea care... Să asum răspunderea redactării. Poftim. Deci demonstrații, da? Pentru P1, demonstrații. Te rog. Unghiul C. Mai întâi ce am făcut, că noi nu aveam... Trebuie să demonstrăm după aia. Nu, sigur că da. Trebuie să spunem ce am făcut. Fie... A, am ducem S. A prim simetricului AS. Deci, spunem simetricului A față de S. Fie A prim, fie A prim simetricului A față de S. Da? Nu scrim în cuvinte simetricul, scrim matematic. Fie A prim, care aparține lui AS,
drepte ai ales. Așa încât A ies să fie congruent cu S prim. A ies congruent cu S A prim. Segmentele, da? Știu că sub paranteză dreaptă se pronește parcă așa, da? Uite așa, hai să spun și eu. A ies congruent cu S A prim. Și asta înseamnă că ordinea este A ies A prim și ordinea A ies A prim. Și atunci am spus clar matematic e simetricul ăsta. Cum avem că B ies congruent cu SC, sub asta spunem, B ies. Te-am lăsat pe tine și îți vorbesc tot eu. De ce mă lași? B ies cu SC, te rog, rezultă din cele două că figura A prim B A C paralelogram. A prim B A C paralelogram. Bun. Și dacă e paralelogram, rezultă din faptul că e paralelogram că unghiul BAC, da? Unghiul BAC plus unghiul ACA prim, ACA prim, egal 180 de grade. Deci BAC și cu A ce A prim, fac 180 de grade. Dedesubt, o să spunem pe de altă parte, BAC, BAC, plus unghiul NAM, Stefania. Stefania mai este aici? Nu mai este? Nu. N-a fost. N-a fost? Stefana. Stefana, da? Bun. Ștefan, atunci. Deci, BAC plus N, de aceea nu răspuns, că nu mă adresez să spui trebuie. Deci, BAC plus NAM fac 180 grade. Din cele două, reiese că am pe BAC comun, înseamnă că ACA prim, congruent cu NAM. ACA prim cu NAM. Ce? La care adăugăm. Adăugăm cum AC congruent cu AM. Deci sub AC congruent cu AM. Și AC cu AM. Din ipoteza asta. N-A congruent cu B-A și congruent cu A prim C. Așa, N-A congruent cu B-A și congruent cu A prim C. A prim C. Așa. Rezultă din cele trei, conform latură unii latură, cazul L-ul, că triunghiurile care triunghiuri? N-A-M. N-A-M. Congruent cu triunghiul A-C-B. A-C-B. Și din congruență A-C-A. 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 Așa. Din congruența triunghiurilor, reiese că și unghiurile care ne trebuiesc nouă, cele două unghiuri, e vorba de unghiurile A prima C. A prima C. Și cu A M. Unghiul A prim A C.
congruent cu unghiul, amână. Și sub congruență, cele două triunghiuri, adăugăm că M, A e perpendicular pe A, C. Deci M, A perpendicular pe A, C. Atunci, din cele două, două triunghiuri congruente, două unghiuri congruente, care au câte o latură, una congruentă cu cealaltă, și cea de-a doua latură, care intră în componența unghiului, deci e vorba de latura anterior, să spui AS sau A prim A, A prim A prim A, e perpendiculară pe pe mână. Ce e ce trebuia să arătăm? A prim A perpendiculară pe mână este echivalent, cum aș spune, că AS este același lucru, AS perpendiculară pe mână. Și cu asta problema 1 a fost făcută. Ștefana, spune-mi ce ți-a plăcut în problema asta spectaculos, ce ți-a părut deosebit de interesant. Foarte interesant. Lucru pentru care, spun, problema nici nu pornea. Asta trebuie remarcat, acest lucru. Dacă nu, făceam ce? Anume... Ai, da. Deci nu uităm observații. Observații importante. Observații importante. Cheia rezolvării problemei. Cheia rezolvării problemei. A fost construcția ajutătoare. Cheia rezolvării construcția ajutătoare. Simetricului A față de S. În paranteză, apare punctul A prim, surpriză. Apare punctul A prim, surpriză. Asta e un punct surpriză. Și se înțelege ce mare serviciu ne face punctul A prim. El ne duce spre, loc să spună AIS, loc de dreapta AIS apare A, A prim. Pentru că apare îndată un triunghi interesant. Apare triunghiul ăsta A, C, A prim, acela pe care ai vrut-o, Ștefana, să-l iei. Tot umblai după triunghiul N, A, M, congruent cu cineva, cu unul din triunghiurile de pe aici, de pe undeva. Dar nu cu niciunul din unghiuri, niciunul din triunghiuri n-avea să fie congruent. Iar motivul pentru care tu umblai să arăți că, este, că triunghiurile sunt congruente, era și așa. Că unghiul de aici, vroiai tu, visai, ce bine ar fi ca unghiul de aici să fie congruent cu ăsta. Chiar așa ar fi trebuit să merge raționament. Dacă aș reuși să arăt că unghiul de aici e congruent cu ăsta, cum unghiurile acestea au o latură pe perpendicular pe asta, atunci asta ar fi pe perpendicular pe asta. Dar cum să fac eu să arăt că unghiul ăsta e congruent cu ăsta? Deci în elaborarea raționamentului, vezi, să-ți faci pașii aceia care sunt necesari, așa dacă spui fie simetric, nu știu ce spui, dar nu m-a dus mintea cu simetricul ăsta nici cum, nu puteam să înțeleg. Dar ce rost are? Cine să-mi telefoneze mie să-mi spună ia simetricul? Nimeni nu m-a împins pe culoarea asta. Dacă însă noi în redactare plecam așa, că există, dragilor, există în etapa asta de tatonare, există perioada asta de cercetare. Și spui, mai, ce bine ar fi să arăt că unghiul ăsta cât ăsta, că mi-ar fi de mare folos. Dar cum? De unde? Din practica de până acum știu că ar fi indicat ca cele două triunghiuri să le prindă în două triunghiuri. Cele două unghiuri. În două triunghiuri să fie triunghiuri congruente. Dar de unde să apară triunghiul ăsta? Tu te-ai dus de triunghiul ăsta să fie congruent cu unul din celelalte de acolo. Dar de acolo, văzând că nici un triunghi care era prezent nu avea să fie congruent, atunci simetricul rezolvă fantastic. De ce spun cheia este cu simetricul ăsta. Deci, practic, este apariția punctului A prim.
vârf al panogramului. Și asta ne dă permite foarte repede. Panogramul, care are atâtea proprietăți, înseamnă că în clipa în care vorbim de triunghiul ăsta, apariția triunghiului A'C congruent cu ANM, cu ANM, este spectaculoasă situația asta care s-a creat. Nemaipomenită, pentru că congruența triunghiului se lămurește. Nu degeaba a fost autorul. Latura asta e cât asta. Asta deci e cât asta. 90 de grade, 90, ca să pot să subliniască aici. Deci toate elementele date în ipoteză au fost... Autorul e zgârcit cât se poate de tare când formează o problemă. El nu-ți dă nimic în plus. Îți dă minimul necesar pentru ca să poți face problema. Minim de informații. Așa cu roșu reținem, nu? Ceea ce am spus mai devreme, că a fost apariția punctului A'. Aș nota, nu mă despar foarte repede de problemă, că vreau să vă fie limpede. Spune momente importante. Am mai spus de atâtea ori și în alte algebre. Spune momente importante. Unu. Visul lui Ștefana. A fost momentul cel mai important. Visul lui Ștefana. Ce vis? Visul lui Ștefana. Acela ca triunghiul, visul Ștefana, două puncte, triunghiul NAM, triunghiul NAM, congruent cu un triunghi. Asta a fost cel mai important, unul din momentele importante, visul lui Ștefana, triunghiul NAM, congruent cu unul din triunghiurile acelea. Și semn de întrebare puneți. Nu era niciun triunghi. Momentul 2. Apariția lui A', nu? Momentul de apariția lui A' simetricul lămurește problema. Apare triunghiul AC'. Apare triunghiul AC'. Congruent cu NAM. AC' cu NAM. Din care rezultă că unghiul CA'. Congruent cu unghiul AMN. AMN. Astea sunt cele. Și congruența celor două, momentul al cât era, să zicem, al treilea a fost acum. 4, nu? Sau 3 astea? 3. A'C. Congruent cu sub complementarul. Bine, acela că suplementar asta e treabă de bucătărie, adică acolo merge raționamentul. Dar dacă triunghiurile au fost congruente, atunci am zis că unghiul de aici e congruent cu ăsta, nu? Da. Și cum AC perpendicular pe AM, AC perpendicular pe AM, rezultă că AN, AS perpendicular pe NM. Termina problema. Da? Deci astea au fost lucruri importante. Le-am luat în ordinea firească. Că dacă forțăm nota fi simetricul, după nu mă duce mintea ce e simetric. Dar să simți nevoia simetricului. Din ce? De unde? De la triunghiul ăsta, congruent cu... Cauți un triunghi. Care triunghi? Niciunul. De ce simetricul ăsta rezolvă? Pentru că te conduce la congruența triunghiului, care înseamnă unghiul este congruent și se rămânește problema pe perpendicularități. Asta am vrut să remarc. Hai să vedem problema a doua. Acum mergem invers. Avem că e perpendicular și să arătăm median. Și să demonstrăm că e mediană, da? Deci nu există construcția asta de aici. Simetricul a fost la prima problemă, dar acum noi așa avem că AI perpendicular se rezulte că împrălungirea AI taie pe BC la mijloc.
o facem pe asta acum? Noi atât avem acum că AI e perpendiculară pe NM. Și trebuie să arătăm că prelungită o tai pe BC la mijloc. Construiește simetric, tot cu simetric. Se construie tot simetric cu jos? Da. Trebuie să demonstrăm că figura de jos, văd că, așa, e paralelogram și diagonalul dintre paralelogram se jumătățesc, deci ai median. Interesant. Deci, practic, duci, lăsăm simetrică, m-am gândit că nu mai e nevoie. Și să mergem pe faptul că știm că asta e simetric, adică A, S, cât S, A prim. Pentru că am dus-o noi. Da. Și dacă figura asta care a rezultat ar fi paralelogram, atunci diagonale se jumătățesc, nu? Și fiindcă S era în mijlocul BC, atunci... A imediat. S, așa, e corect. Ar fi interesant ideea, dar cum să arătăm acum? Că eu nu știu decât atât. Că AI perpendicular. Nu mai avem și celelalte. AM, N egal cu care? AM avem cu AC, avem asta. Și că A nu-i cu AB, da. Ipoteză. Dar la ipoteza dată am mai adăugat doar atât. Că AI perpendicular pe NM. Dacă am demonstrat că triunghiul de sus A în ar fi congruent cu AC'. Cu AC A', dacă am demonstrat că... Ar fi două laturile congruente. Deci am latura asta cât asta. Dar nu mai am, să știi, nu mai am pe asta de aici. Asta de aici cu asta de aici. N-am motiv. Că nu știu că figura e paralelogram. Demonstrăm că am demonstrat. Deci eu nu am decât atât. Că A ies, cât ies A prim. Și că asta prelungită e perpendiculară aici. Hai să vedem, totuși trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim o idee la momentul ăsta. Latura asta e perpendiculară pe asta, din ipoteză. Latura asta pe asta e perpendiculară. Înseamnă că unghiul ăsta de aici e cât ăsta cu aici. Da. Deci acestea două unghiuri sunt congruente. De acord. Dar... nu mai am
nimic în legătură cu... Doar atât că a ies este cât ies a prim. N-am motive să mă duc foarte tare pe congruența triunghiilor ăstora. Dar cele două triunghiuri, ăsta de aici și ăsta de aici, au latura asta, unghiul de aici, și nu mai am latura de aici cu asta, cu asta. Că nu știu că e paralelogram. Da? Cine sare cu idee la mine? Deci, hai să zicem că o prelungim pe asta. Nu știm că trece pe la mijloc. Deci nu știm că trece la mijloc. O prelungim. Și ducem din C o perpendiculară pe... Deci din C o perpendiculară pe dreapta respectivă în prelungire. Ei, ce părere aveți despre... Notez cu ce prim. Ce prim e perpendiculară din C pe dreapta dus, da? Da. Ce părere aveți despre A, C, C prim și A, I, M? Asta e și congruent. Astea două sunt congruente, da? Din ce motiv? Latura, unghiul. Sunt două triunghiuri de pândice. Da. Drept și drept. Ipotenuza. Ipotenuza. Este aceeași. Triunghiul care... Deci cele două triunghiuri sunt categoric triunghiuri, cum spun, congruente. Dacă sunt congruente, înseamnă că ce prim, nu? Ce prim congruent cu AI. Am să duc acum și din B perpendiculara BB prim. Tot pe aceeași dreaptă prelungite. Ștefana, ești obosită. Asta la matematică, la geometrie trebuie să, cum spun, să facem eforturi, să încercăm să găsim soluții la probleme. Deci, în triunghiul BB prima și cu A, N, I. Cred că sunt congruente, da. Să două triunghiuri. Din păi ce motiv? Unghiul E, A, N. Triunghiuri de tunghice. Sunt triunghiuri de tunghice, ăsta și ăsta. Unghiul E, A, N cu A, B prim, B. Așa. Care sunt complementare. Corect. Și triunghiul E, sosit. Deci BB prim este cât E, A. Nu? BB prim este cât ea. Și dacă BB prim este cât ea, CC prim este cât IA, atunci patrulaterul ăsta BB prim CC prim este paralelogram pentru că diagonalele. Nu, pentru că laturile, două laturi sunt paralele și congruente. Și BC e diagonal în paralelogramul ăsta și se înjumătățește, deci A e mine. Deci, aceea este primul. N-am făcut-o așa, cred că, de altă trecută. Nu? Cred că am făcut alte chestii. Da, era tot cu triunghiul ăsta. Tot și era ăsta. Tot paralelogramul mare era. Înseamnă că am avut o slăbiciune acolo, în raționament. Că ai văzut acum ce am descoperit?
am descoperit faptul că despre triunghiul ăsta așa și cu triunghiul altul nu putem să spunem că sunt congruente, n-aveam motive. Și atunci ce am făcut aici? Am dus din C perpendiculara pe dreapta C în prelungire, CC prim, BB prim, și este interesant că triunghiul ACC prim cu triunghiul ăsta AIM sunt congruente și atunci AI este că CC prim. Pe de altă parte, din aceleași motive, și în triunghiul NIA cu AB prim B, tot triunghiuri congruente sunt. Și fiind congruente, IA este cât B, B prim. Și iată pe B, B prim cât IA, C, C prim cât IA. Deci este că alea două sunt congruente. Astea două B, sunt, B prim și C, C prim. Sunt congruente și fiind perpendiculare pe aceeași dreaptă și paralele. Da. Și de asta că B, patrulaterul B, C prim, C, B prim, e paralelogram. Paralelogram. Și vin paralelogram, diagonalele se înjumătățesc. Și dacă se înjumătățesc, înseamnă acea dreaptă trecut pe la BC, pe la mijloc. Deci e mediană. Deci e mediană. Da? Da. Este interesant, ai urmărit-o. Este obosită, dar hai să mai facem o dată raționamentul, că obligația mea este să reluăm încă o dată. În demonstrația aceasta a doua, a problemei, cele de-a doua probleme, esențial a fost duci în perpendiculara. Din ce? Pe dreapta, în prelungire duse, ce ce prim și... Exact. Și apar două puncte, C prim și B prim, care sunt vârfurile paralelogramului acesta. Asta, asta este, dacă vreți, ideea principală, nu? În demonstrație. Hai să zicem, se redactăm și până la sfârșit să punctăm care a fost ideea principală, da? Ștefana mă urmărește, îmi propune acum. Asta e obiceiul cel meu. Când văd pe cineva obosit, pe el insist până când îl trezesc. Ștefana, înainte de a veni la pregătire, faci, alergi prin prejurul blocului, pe aici, de câteva ori, până când te înviorezi, ca să nu mai fii obosită. Da? Deci este important să fim foarte odihniți, așa ca să avem maximă capacitate de lucru. Nici. De ce simetricul e față de... Eu cred că nu mai trebuie vorbi de simetric aici. Nu. Zicem, perpendiculara din ce? Da. Nu? Perpendiculara. Ce prim, perpendicular pe... A prim nici nu există. AI. Atâta, știm că AI perpendiculară. Uite, în problema a doua. AI sau ce a fost acolo? Sau AIS. AIS am zis noi. AI noi zicem acum. Deci ce ce prim perpendicular pe AI. Da? Ce ce prim perpendicular pe AI care se prelungește. Așa. Sau AIS, cum a zis el, nu e nicio problemă, că a dreapta asta prelungită trai pe BC și S trebuie să fie la mijloc, trebuie să dovedim. Deci a ce ce prim perpendicular pe AS, hai să zic așa ca să mă vă... BB prim, BB prim, perpendicular, Ștefana, tot pe AS. Din cele două înseamnă că CC prim, cum este cu BB prim, dacă se perpendicular? Paralel. CC prim, paralel cu BB prim. Da. Și rezultă că... Deocamdată atât, că e paralel. Lăsăm. Linia și lăsăm deoparte. Acum, fie triunghiul care? MIA. Triunghiul MIA. Și triunghiul ACC'. Triunghiul ACC'. Deci pe cele două triunghiuri putem preciza că au unghiul câte unul drept, unghiul
I, să se înțelege acolo, congruent cu unghiul ce prim. Prim și egal cu 90 de grade. Așa, astăzi 90 de grade. Ce mai au cele două? AC cu AM. AC congruent cu AM, da. AC congruent cu AM. Așa, din ipoteză. Că unghiul ăsta e cât ăsta? Ca unghiul cu laturi perpendiculare, nu? Da. Hai să spunem I, M, A. I, M, A. Congruent cu unghiul A, A. C, A, C. C, A, C prim. C, A, C prim. Și în paranteză spunem unghiuri cu laturile perpendiculare. Unghiuri cu laturi perpendiculare. Sau dacă nu spuneți care laturile pe care perpendiculare, ce laturile perpendiculare, da? Rezultă că triunghiurile sunt congruente. Rezultă că triunghiurile luate în discuții, triunghiul M, I, A, congruent cu triunghiul A, C, C, C prim. Și fiind triunghiurile congruente și elementele celelalte două de jos congruente, adică AI congruent cu CC. Corect. AI congruent cu CC. AI cu CC. Acum, fie triunghiurile care le luăm în discuție? AIN. AIN, triunghiul A. I, N. Cu triunghiul. Și triunghiul. Ștefana, triunghiul. A, I, N. A. I, N. Și A, B. A, B, B, B. A, B. Da? Ăsta și cu ăsta. Deci el altul așa și ăsta așa. Și triunghiul. A, B, B. B. Un drept. Au câte un mic de 90 de grade, deci spunem că B' cu I, B' cu I, congruent cu I, și 90 de grade, apoi unghiul de aici, congruent cu ăsta de aici, ca unghiul cu laturi perpendiculare. Da. Deci unghiul I, N, A, I, N, A, congruent cu A, B, B prim. Cu A, B, deci unghiul ăsta cu ăsta. Nu, cu B, A, B prim. B, A, B prim, da? Așa, cu B, A, B prim, corect. Cu B, A, B prim. Și A, nu congruent cu A. Și fiindcă au pe AN congruent cu NB, AN congruent cu NB, înseamnă că, înseamnă de aici ce lucru? Triunghiurile luate în discuție sunt congruente. AIN congruent cu triunghiul ABB. AB. B prim. Rezultă că AI, AI. Rezultă de aici că AI congruent cu BB prim. A, I, congruent cu BB prim. Și acum să le luăm pe cele două. Avem o dată că AI, AI, congruent cu BB prim. Ca AI congruent și cu CC prim. Rezultă că din asta două, că BB prim congruent cu CC prim. Și din faptul că sunt și paralele, că avem o nevastă, au sublinia CC prim. CC prim paralel cu BB prim. Rezultă din astea două că figura luată în discuție BC prim, CB prim, da, e paralel, da, aici
Deci cum am cât de prim congruent cu CC prim și BB prim paralel cu CC prim, rezultă că figura BC prim BC prim CB prim paralelogram. Și dacă e paralelogram, rezultă de aici că BC intersectează B prim C prim, BC intersectează B prim C prim, egal punctul S. Dar cum? Nu la întâmplare, ci S la mijloc. S aparține lui BC. Așa încât BS congruent cu BS congruent cu ce? Rezultă că ai și medie. Rezultă cum că ai A I mediat. Sau că AIS, da? AIS. Așa, AIS media. Ei, iată că am redactat și problema în sensul acesta. Ați văzut că a fost o problemă cu două cu implicații dublă, cu dacă și numai dacă. De fapt, două probleme în aceeași problemă. La ipoteza dată, că MAC și NAB sunt triunghiuri dreptunghice isoscele, am adăugat AI perpendicular, dacă și mai dacă, în prelungire, tai BC la mijloc. Dacă și mai dacă, dacă s-ar fi în prelungire, tăia punctul în care tai BC AIS median. Da? AI sau AIS median. Ei, mi s-a părut interesantă și așa de a doua idee. Din nou, o problemă și cea de-a doua, tot de construcții, perpendiculară adusă pe latura în prelungire, pe AI, perpendiculară cele două, determină apariția lui B' și C', care împreună cu BC înseamnă un patrulater care apare, nu? Paralelogram, de fapt, și fiind paralelogram de acolo să-l bătățesc. Deci notăm... Momente importante, cum am spus. Stefana, remarcă-le tu pe momentele importante. Păi am dus perpendiculare. CC prim BB prim perpendiculare pe AIS. Așa. Asta e momentul cheie al problemei. 2. Triunghiurile pe rând, triunghiul A, C, sau AIM, da? Triunghiul AIM, congruent cu triunghiul ACC prim. ACC prim. Și că triunghiul AIN. AIN, foarte bine. Congruent triunghiul ABB prim. Așa. Așa. Care conduc cele două congruențe, conduc acolată spre BB prim, congruent cu CC prim. BB prim congruent cu CC prim. Momentul 3. BC prim C. Da, BC prim C, B prim. Paralelogram. Paralelogram. Rezultă că BS congruent cu SC. Da, BS congruent cu SC. Și văd că Media. Deci, scurt, aici ce am făcut noi acum, când zici momente importante, este soluția pe scurt făcută. Adică ce trebuie să rețineți voi? Care sunt lucrurile esențiale? Momentele importante, pașii importanți, care să rămână definitiv. Deci, vedeți, nimic n-a fost făcut la întâmplare. Am avut greutăți când am încercat să ne ducem pe... Practic, am vrut mersul înapoi a soluției dinainte. Cu simetric, și nu știu ce. Dar greutățile au fost de acolo că nu aveam argumente suficiente pentru ca, să spunem, să mă duc spre patrulaterul acela care ar fi paralelogram. Nu aveam suficiente argumente. Doar aveam latura asta cât asta, unghiul de aici era cât ăsta și atât. Nu aveam ca asta toată A prim ar fi cât
NM și tot așa. E, în clipa care am perpendicular așa, totul a căpătat nu, altă întorsătură și problema a curs foarte frumos. Da. Să vedem altceva. Voi mai aveți o problemă cumva? Geometrie mai vrei să mai facem? Nu mai vrei geometrie? Gata? De ce? Ai obosit. Cât e ceasul? 4:50. Eu zic să mai facem ceva, că să se învioreze și Ștefana. Da. Geometria plană rămâne cheia pentru geometrie în spațiu. Deci, fără geometrie plană, eu nu știu să vă pot ajuta. Zădusul Ștefana, problema aceea, dar mi-a zis că n-a avut timp. Hai să schițăm un pic. Cu dreptunghiul acela și să-i dăm problema cu dreptunghiul, o găsești, repet, pe internet. Și păcat să mă iei. Te uiți la toate ABCD, te uiți la toate problemele cu Andrei, că așa e titlul toată. Și te uiți acolo și vezi geometria toată, tot ce am discutat cu el, poți să le vezi. Dar eu îți dau una din probleme, ți-am dat-o și data trecută. Tu ai spus că n-ai avut timp să te uiți. F. Unim pe E cu F. No, prelungim așa. Ce e? Și cu A e. Până se întâlnesc într-un punct. E. Asta nu oai, da? Da, dar nu era cu prelungit. A, o prelungim acum. Mi-am amintit eu o chestie. Prelungește, te rog. Eu nu mai știi latura acolo de demonstrat. Și ți-am zis să te uiți tu că găsi problema completă. Deci, ce e, îți ferește cu AF într-un punct. Acum am bine minte să o fac și mai tare și mai interesant. Uite așa, așa e rânțaua, ca să fie dure. De să dă un triunghi dreptunghic. Am știut colțul pătratul a dreptunghiului. Am știut colțul acela, nu e nicio problemă, nu e nicio necaz, da? Deci ar fi un enunț modificat acum. Să dăm un triunghi dreptunghic A, B, C. Pe latura BC construim un triunghi echilateral. Pe latura AB un triunghi echilateral. Să se prelungește CE până se întâlnește cu AF într-un punct E. Și să se găsească măsura unghiului M, câte grade are unghiul M. Da? Câte grade are unghiul M? Și MB e perpendiculară pe MB, să arătăm că e perpendiculară. Du-te în dormitor, te rog. Marius, da? Da. Și pune acolo ce ai tu de rezolvat. Și că MB e perpendiculară pe EF. Deci... Se construiește dreptunghiul ABC. Se construiește dreptunghiul ABC? Păi tu mă l-a șters, mă. Că ție ți-a venit, ți-a venit bine așa. Dar dacă n-ai avea problema asta, ce faci tu? Uite la problema asta. Ai construit triunghiul ABC, nu? Pardon. Ai construit ABCD. Trebuie să aflăm unghiul M, nu? Da, trebuie să aflăm unghiul M. Dar triunghiul MAC are 180 grade. Toate unghiurile adunate au 180 grade. M, A, C. Deci M, A, C, sigur că da. M, A, C, fac 180 grade. Trebuie să aflăm cât face
Unghiul de la, unghiul de la ce azi? Ar putea să aflăm unghiul de la. A, tu gândești, dacă ai afla unghiul ăsta și cu ăsta, cât fac astea împreună, ți-a venit și ăsta. Păi, află, să vezi cum. Păi, știm că F, A, B, A, e 60 grade. Asta e 60. Da, și cel din cum. Asta toate. Da. Toate sunt 60 grade, că trebuie unghiul echilateral. Da. Că unghiul de la A, din interior, și cu unghiul de la C, 90 grade. Dar ce trebuie de unghiul? Ăsta așa, de aici. Da. Asta la doua dată, 90 grade. Deci, celelalte două. Astea 120, nu? Da, A și C n-au 45. A și C, nu, că nu-i dreptunghi sau ceva. Da? Da, au adunat 90 grade. Doar adunat ele, ăsta și cu ăsta. Da. A, 90. Și dacă adunăm... Da. Să adunăm toate unghiurile și... Unghiul tot de la A. Ca să adunat vorbea... cu unghiul tot de la... Tot de la ce are 360 grade, minus... Nu, 180, 180 era așa. Nu? Da, și cu, adunat și cu celălalt 360. Deci au și cu asta, 360. Așa, minus 90 de la triunghiul dreptunghic, de la A și de la C. 360. Deci, tu spui așa, aici fac 180, da? Da. Și... Aici ăsta de aici fac 180, dar din 360, deci scădem 90. Scădem 90 astea două. Da. Și 120. 20 de la astea, de la triunghi. Astea două fac 60 la și 20. Rezultă că cât de alea două adunate și scădem 180 minus astea alea două adunate și dăm unghiul de la. Foarte bine. Bun. Excelentă ideea. Deci a mers bine aici, a socotit că ar trebui să afli unghiul de aici plus ăsta cât fac. Și da. Din 360 ai scăzut. Bun, ideea corectă. Și vei afla unghiul din M, da? De acolo. Dar cum arăți acum că MB e perpendiculară pe EF? Păi dacă două perpendiculare... Dacă A, FB ar fi perpendicular pe CE... FB, dacă FB ar fi perpendicular, dacă ai arătat tu pe CE... Și dacă EB ar fi perpendicular pe AF. Și dacă EB ar fi perpendicular pe AF. AF într-un punct. Rezultă că MB o să fie perpendicular pe EF. În triunghiul MFE, B capătă calitatea ortocentru. Nu. Foarte bun, foarte bun, clar ideea. Dar cum arăți tu că FB în prelungire e FB e perpendicular? Ar trebui să arătăm că ori e median, ori e bisector. Deoarece e triunghi echilateral și medialele sunt și bisectoare și înălțuri. Asta e. Deci dacă ai arătat că FB dusă în triunghiul FB și F, e? De o taie la mijloc, deci BL, ăsta cum am notat eu, să fie la mijloc, ar fi corect. Sau, dacă ai arătat, hai să unim pe C cu F. Da. Deci dacă unim pe C cu F și visez, dacă triunghiul CFE ar fi isoscel, și dacă FB ar fi bisectoare, rezultă că bisectoarea din vârf cade perpendicular pe bază și... Ar fi și înălțime. Adică ar fi suprapunecere, dar cum să putem arăta asta? Cum să putem arăta că FB... Păi comparăm triunghiul. CBF și cu EBF. CBF... Și cu EBF. Da? Și cu EBF. Cele două, CBF, da? Și pentru Ștefana, că a fost un pic plecată. Deci, el spune așa, în triunghiul C, F, E, dacă ar fi isoscel și dacă e de bisectoare, atunci ar pica la înălțime. Asta ar trebui, nu? Și raționamentul este foarte clar. Anume, trebuie comparate triunghiurile astea două. C, B, F și E, B, F. Dacă triunghiurile astea ar să fie congruente,
Atunci treaba ar fi, ce părere aveți, triunghiurile sunt congruente? Da. Ca o pe B comună. Da. CB și cu buie. CB și cu buie din triunghi echilateral. Da, și unul. Și unghiul ăsta de aici, dacă ar fi congruent cu ăsta, asta ne trebuie urgent ăsta. Adică E, B, F cu C, B, F să fie congruent. Ștefan a depus armă legată. Urmai este un pic problema. Da? Păi hai să gândim așa. Unghiul de aici din 5 se compune din 90 plus 60. Da. Fac 150, adică C, B, F este un 90 plus un 60, 150. La care adaug încă 60, fac 210. Da. Și scădem din 360. Și din 360 scădem pe 210 și rămâne unghiul de aici, tot 150. Care e congruent. Deci e congruent cu ăsta. Și atunci suntem în cazul latură, unghi, da. Latură. Conform cazului congruență, latura asta va fi congruentă cu asta. Triunghiul este atunci isos cel. Dar din congruența triunghiurilor de mai înainte, a lui C, B, F. Că și unghiurile, rezultăm și unghiurile de sus. Și cu B, F, C sunt congruente. Deci e bisectoare. Deci e bisectoare. Deci e și înălțime. Deci e și înălțime. Da, și analog în partea cealaltă. Analog în triunghiul, analog vei arăta că E, B, fică perpendicular. Socotind acum triunghiul A, E, F, A, E, F, în care ce am în triunghiul A, E, F, am pe E, B, dacă ar fi bisectoare E, B, păi analog ai spus tu. Luăm spre comparare triunghiul E, B, A cu E, B, F. Triunghiile sunt congruente. La triunghiul este isos cel. Astea de acolo sus și toate. Da, și a? Deci amândouă sunt înălțimi. Deci a treia care și a treia reprezintează înălțimi. E ortocent, nu pe baza faptului ortocentru da. Toate înălțime. Deci exploatăm chestia cu ortocentru. Da, ne oprim aici că geometria, într-adevăr, solicită foarte mult. Rămâne soluția să o redactați voi acum. Am modificat-o un pic, da? Am modificat-o de cum aveai tu. Practic, am același schelet, dar am șters vârful acela. Și cred că nu mai era nevoie. Nu erai nevoie. Nu mai este mai odihnitoare figura în felul ăsta decât așa încărcată. Da? Și lucrul merge foarte bine aici, nu? Totul se desfășoară. Așadar, noi ne oprim aici. Rămâne să redactați soluția, privește la toate problemele de geometrie, nu numai tu, Ștefana, ci și toți cei care ne-au urmărit lecția de astăzi, că geometria plană constituie temelie pentru, pentru geometria în spațiu. Și în afară de asta, ai adus volumele cele. Hai să le arătăm și celor care ne privesc. Avem Ștefana, tu ai zis calcul algebric, nu? Și volumele cu capacitate, capacitate 1, capacitate 2, volumul 1 și volumul 2. Asta sunt acestea. Deci teste pentru capacitate volumul 1 și volumul 2, dragilor. Le puteți avea și voi. La fel, geometria plană. Aici, în geometria plană, Ștefana găsește și Andrei, pe mi se pare că tu le ai deja. Deci, în geometria plană, găsiți, dragilor, foarte multe lucruri despre geometrie, multe probleme interesante, rezolvate cu redactarea soluțiilor, cu tot ce trebuie. Așa că ne oprim aici. La revedere!